La mulți ani România, la mulți ani români și inclusiv celor care simt românește, că poate mai sunt și de alte naționalități care poate uneori simt mai românește decât simt unii dintre noi. Deci are nevoie România, cred că în primul rând, de liniște și de unitate, pentru că în ultima perioadă senzația e de ușoară dezbinare. Dacă mă întrebați pe mine acum, știu că e un moment festiv în care toată lumea ar trebui să-și ureze cele mai frumoase gânduri, dar cred că ziua României ar trebui să fie fiecare zi, nu doar de 1 decembrie, și să nu ne aducem aminte să simțim românește doar o dată în an. Ar trebui să o facem în fiecare zi.